Flutur vine cu prima reacție după apariția stenogramelor care arătau că a încercat să se pună la adăpost de o eventuală anchetă. Flutur discuta cu șefa DSP Suceava ce să răspundă în caz că vor fi luați la întrebări public sau și mai rău de procurori. Într-un interviu acordat astăzi Radio Top, președintele Consiliului Județean se justifică prin faptul că nu știa care telefonul a ascultat. Domnul președinte, ați știut că aveți telefonul ascultat, că am văzut aseară că a apărut în spațiul public o convorbire pe care ați avut-o cu doamna Zorescu. Nu, n-am știut și nu mă interesează asta, pentru că eu am spus de pe patul de spital, mult discutată problemă, că m-a trecut cineva medic. Am sunat-o pe doamna doctor Zorescu, eu din spital, și am întrebat-o, doamnă, trebuie să clarificați cum am apărut eu medic trecut. Și doamna Zorescu mi-a spus o să dau în scris o declarație cum s-a întâmplat și mi-asum, a fost o eroare în acea seară din cauza mea și și-a asumat-o. Deci nu mi-am completat eu fișa pentru această chestiune. Vârful pandemiei